O să vă rog în continuare să ascultați o personalitate, aș putea să-i spun, a Comunei Brănești, și anume este vorba de domnul Stănel Rizescu, urmașul direct al ctitorului modern al localității noastre, ctitor de care au vorbit în aceeași măsură, puțin mai înainte, în fața dumneavoastră, ambii domnul profesor. Vă rog, domnul Rizescu. Bună ziua! În primul rând vreau să mă recomand. Mă cheamă Stan Rizescu. Stănel îmi spunea când eram copil, cum îi spunea lui Gheorghe Gheorghiță, lui Ion Ionel. Dar nu mă supăr chiar dacă mi se spune Stănel. Nicolae Ceaușescu și Nicu. Mai bine să nu ne amintim. Mai bine să nu ne amintim. Să ne amintim. Am încercat să răsfoiesc monografia pe care am primit-o destul de târziu și am constatat că am citit-o din scoarță în scoarță, pentru că este scrisă în așa fel încât ea poate fi citită și înțeleasă. Și alături de alte monografii a preotului Zoe Enăchescu, care cred că se completează, și eu sunt de părere că această monografie, ca și celelalte, trebuiesc făcute, cunoscute în Comuna Brănești. În Comuna Brănești, copiii, dar și oamenii mai în vârstă, nu prea mai știu ce e cu fabrica aia de acolo, care e numai găuri, nu mai sunt nici geamuri, nici ramele de geamuri, cum este cam în toată țara. Acum, n-am să mă refer la monografie direct, pentru că o să o citiți, poate, și nu vă speriați că am atâta hârtii în mână, n-am să vă citesc de ele. Am să vă povestesc câte ceva, dacă acceptați, despre Stan Rizescu, despre familie și despre industria pe care a creat-o. Mă bucur însă că această monografie apare exact la 130 de ani de când în 1865 Stan Rizescu a primit de la domeniile statului 6 războaie de țesut manual. Iar de la Wolf, mai târziu Steaua Roșie, de la Wolf, niște piese disparate care păreau a fi a unui război mecanic de țesut adus cine știe din ce rațiuni de acest Wolf. Stan Rizescu învățase în străinătate să monteze un război de țesut, îmbinând toate șuruburile respective, fapt pentru care i s-a mărit și salariul de 10 ori la una din întreprinderile prin care, să zicem că s-a plimbat din Belgia. Eu am să sar de la una la alta și vă rog să nu vă supărați, o să le înțelegeți așa cum sunt. Târziu, după 1990, am fost la niște prieteni în Belgia, ea româncă, el neamț, dar trăia în Belgia, și m-au dus la un magazin de prezentare a pânzeturilor, ștofelor, un magazin inedit și care, pe lângă prezentarea mărfurilor pe care le și vindeau, organizau și expoziții de tablouri. Și acolo am fost prezentat de prietenul ăsta al meu, zice, uite, domnul Rizescu, al cărui bunic, care a făcut adresă în România, nu știu ce. A, zice, stați puțin. Și a venit după vreo jumătate de oră cu niște dosare prăfuite, zice, uite, a lucrat în întreprinderea bunicului meu, zice, uite ce salariu avea, aceste copii, le-am făcut xerocopii, există și le-am. Iată cum se leagă toată treaba asta.